Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj organizează în data de 14 aprilie de la ora 9 Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment ce se va organiza simultan în toată țara sub egida European Employers Day. Evenimentul organizat de rețeaua Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană este adresat în special angajatorilor și se desfășoară la nivel internațional în toate statele membre în perioada 4-15 aprilie. În România, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va participa la eveniment prin organizarea unei burse generale a locurilor de muncă, simultan în toată țara, în data de 14 aprilie. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact, cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între serviciile publice de ocupare și creșterea gradului de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Această inițiativă subliniază importanța angajatorilor ca fiind unul dintre cele mai relevante grupuri țintă, fiecare stat membru concentrându-se asupra nevoilor specifice pieței muncii locale. Reamintim angajatorilor că pot beneficia de subvenții și anumite facilități pentru încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane. În urma bursei generale organizate în luna aprilie anul trecut, 125 de șomeri sălăjeni au reușit să se încadreze în muncă. Persoanele interesate pot obține mai multe informații la sediul AGOFM din Zalău.